Bună ziua! Și pe cum v-am promis în episodul anterior, m-am întors cu un alt coleg foarte pasionat care lucrează pentru brandul BMW. Mai exact, o colegă, Ana Maria Petre. Bună ziua! Ana Maria, poate ne poți spune un pic, care este povestea ta? Cum ai ajuns să lucrezi tu pentru brandul BMW? Aș vrea să dau exemplu angajatorului anterior. În asigurări aveam doar cifre, doar butoane, doar niște imagini cum am mașina. Nu înțelegeam care este procesul de reparație, cum funcționează el, care sunt resursele, câtă muncă e acolo, ce trebuie să știi. Aveam câteva repere la înlocuit sau la reparat. Programul respectiv îmi arăta reperele, eu apăsam butoanele și se genera costul. Ce m-a atras foarte mult și ce m-a făcut curioasă a fost procesul din spatele acelui buton. Când am ajuns în automobile Bavaria, și am văzut că butonul ăla pe care îl apăsai și dura o secundă, în spate, de fapt, erau câteva ore bune și cu o întreagă echipă de tehnicieni și de oameni. Asta fiind acum câți ani în urmă? Acum 8 ani. Mulți înainte. Mulțumesc și vor fi și mai mulți. Mă bucur să văd acest lucru. Ce te motivează pe tine ca să lucrezi pentru brandul în sine? Mișcare. Dezvoltare. Ritmul alert de dezvoltare. Tehnologiile noi. Oamenii, clienții, partenerii, adrenalina situațiilor. Putem spune într-un cuvânt practic sau într-o frază că este orice, dar nu plictisitor să lucrezi. N-ai cum să te plictisești niciodată. Tot personalul în service aleargă. Dar nu aleargă fizic, aleargă cu mintea, aleargă cu informațiile, aleargă cu procesul de reparație. Și ca să ajungi la acest nivel, trebuie fiecare dintre noi să trecem prin niște etape, prin niște formări, prin niște traininguri și e un plus foarte mare pentru dezvoltare, atât pentru firmă și business, cât și personală pentru crearea unei echipe și livrarea de rezultate. Ana Maria, poate poți să ne spui un pic, cât de sigur este din punctul tău de vedere jobul într-un dealer de BMW? Este foarte sigur într-o reprezentanță BMW și să vă spun de ce. Intri și începi să te dezvolți. Ce înseamnă dezvoltare? Te formezi. Compania îți pune la dispoziție câteva traininguri pentru formare și dezvoltare. Nu rămâi niciodată în locul respectiv. Cu cât trece timpul, cu cât te aprofundezi mai multe informații, cu cât faci mai multe formări, cu cât te lovești de mai multe situații și înveți și treci prin ele, o să simți evoluție. Toate lucrurile astea le-am trăit eu și sunt foarte mulți colegi de-ai mei care activează în companie de 10, 15, 25 de ani și suntem pe lângă ei pentru că ei ne furnizează primii cele mai rapide informații. Cu așa o experiență lungă. Exact. Ana Maria, aș mai avea o singură întrebare la tine acum, totuși după o experiență de 8 ani de zile în cadrul companiei. Din punctul tău de vedere, ne-ai dat deja unele hinturi, să le numesc așa, despre dezvoltarea ta, dar poate ne poți împărtăși puțin care sunt perspectivele odată care există într-un dealer și poate chiar care le-ai avut tu în timpul ăsta de 8 ani. Departament asigurări, departament de relaționare clienți, poziție de after sales manager. Wow. În 8 ani. Și nu sunt singura. Chiar în acest moment văd cum evoluează foarte mulți colegi și din cadrul echipei, dar și din alte departamente. Și îi văd cum vin abia ieșiți de pe băncile școlii și le văd dorința lor de a învăța, de asta, de a lua informație foarte multă. Mă bucur să aud acest lucru. Îți mulțumesc foarte mult pentru a ne împărtăși povestea ta. Un alt coleg foarte, foarte motivat pentru exemplele noastre. Și mă bucur să vă introduc în următorul episod un alt coleg, iarăși extraordinar, tot din cadrul acestei companii. Pe curând!